Dinu Pescariu a ajuns la ora dezvăluirilor. Într-un interviu exclusiv acordat reporterilor Observator, Pescariu spune totul despre vizitele lui Florian Coldea la terenurile lui de tenis, despre întâlnirile cu Traian Băsescu, dar și despre cele două dosare în care este implicat. Mai ales că în celebrul dosar Microsoft, fostul tenismen a fost mai întâi denunțător, pentru ca ulterior să devină inculpat. V-au cerut cei de la DNA să faceți denunțuri? Da. Și ați făcut? Evident că am făcut. Cu Laura Codruța Chiveși v-ați întâlnit vreodată? Da. Când? Unde? M-am întâlnit. La dânsa în birou, de pildă.